Bine ai revenit la Tutec! Astăzi vorbim despre siguranță. Mai exact, discutăm despre AXE Pro, kitul de alarmă wireless de la Hikvision. Cei de la Hikvision consideră că inovația are ca rezultat produse ce pot fi ușor de utilizat, economisind astfel o mulțime de timp. AXE Pro este în același timp convențional și revoluționar, cu o stabilitate a rețelei wireless dovedită. Instalarea este rapidă, fără fire, fără griji. Sistemul AXE Pro ușor flexibil și se instalează ușor, fără fire, după cum am spus, simplificând configurarea. Setul de alarmă AXE Pro este soluția perfectă pentru cei care caută un sistem simplu și fiabil, cu funcții de comunicare extinse, folosit pentru a proteja spații cum ar fi apartamente, chioșcuri, buticuri și altele. Centrala de alarmă include un modul dual SIM pentru comunicare GSM 3G sau 4G și poate trimite SMS-uri sau notificări push pe telefon și poate alerta un dispecerat de securitate. Suportă maxim 96 de echipamente adiționale. Atutec comercializează și versiunea AXE Pro Lite, care suportă 64 de echipamente. Vezi că avem un video în care ți arătăm cum se montează corect detectorii de mișcare. Bateria cu litiu folosită la alimentarea echipamentului garantează o funcționare de timp pentru mai mulți ani, fără necesitatea de schimbare, sistemul fiind la fel de viabil ca soluțiile tradiționale prin cablu. Prin urmare, dacă cineva îți taie curentul, bateria de backup împreună cu sistemul de comunicare GSM te poate alerta cu notificări push în aplicație. Și acum să vedem câteva caracteristici. Tehnologia IVAS, Intrusion Verification as a Service, ce permite trimiterea unui clip video de 7 secunde și până la 20 de imagini în aplicația Hik-Connect sau pe e-mail pentru o verificare în timp util. Transmisie lungă pe frecvență radio 868 MHz 3X, comunicare bidirecțională cu criptare AS128. Suportă maxim 46 de utilizatori, un instalator și un admin. 32 de partiții, 96 de zone. Poți vedea sistemul de supraveghere și alarma în aceeași aplicație. Foarte tare, nu? Include o baterie de backup de 4520 mAh. Bineînțeles că are și tip de alarmă clasa 2 și protecție antivandalizare. Iar acum, hai să facem rapid un unboxing și pe urmă configurarea. Aici găsim kitul standard AXE Pro de la Hikvision. În cutie găsim centrala de alarmă dual SIM 3X wireless. O telecomandă, contactul magnetic și un detector PIR pentru mișcare. În pachetul centralei găsim un cablu de alimentare, 3 taguri pentru acces și șuruburi de montaj. Și bineînțeles, un manual cu instrucțiuni. Contactul magnetic arată cam așa. Vine cu bandă dublu adezivă și manual cu instrucțiuni. Telecomanda este micuță și practică. Și aici avem manual cu instrucțiuni. Senzorul PIR este cu tehnologie 3X, anti-PET și are o rază de acțiune de 15 metri. În pachet găsim bandă dublu adezivă, șuruburi și manual cu instrucțiuni. Bateriile sunt incluse pe device-urile din pachet. Sirena 3X wireless de exterior cu LED roșu cu flash. În cutie mai găsim șuruburi și manual cu instrucțiuni. Această sirenă te poate scoate din sărite foarte ușor. O să îți arăt în următorul episod în care o adaug pe centrală. Are design fin și foarte plăcut. Urmează detectorul de mișcare cu cameră încorporată și tehnologie 3X. În pachet găsim șuruburi, bandă dublu adezivă și manual cu instrucțiuni. Bateriile sunt incluse. Acest senzor face două lucruri deodată. Filmează și detectează în același timp. Și ultimul device, detectorul de fum wireless 3X. Și aici bateriile sunt incluse. Toate device-urile sunt confecționate din plastic de calitate și oferă totodată un design pe gustul tuturor. Și după cum se vede, am ajuns la etapa în care trebuie să facem configurarea și avem acest manual cu instrucțiuni de un metru. Uite, le arătăm și aici la telefon. Da, ne vedem? Bun. Prima și prima dată pentru a instala AXE Pro-ul de la Hikvision, sistemul de alarmă Hub-ul, trebuie să instalăm aplicația Hik-Connect pe smartphone. Dar după cum bine știți, aplicația Hik-Connect nu se mai găsește de mult pe Google Play, așadar va trebui să intrați pe Google în App Store și să o descărcați de acolo și să activați surse necunoscute în telefon. Dar o să facilităm această treabă pentru că eu am deja un video pregătit
acum câțiva ani, în care am arătat cum se descarcă aplicația Hikminus Connect de pe App Store. Așadar, te rog să accesezi videoul de mai jos pe care îl vei găsi în descriere. Bun, pentru a desface hub-ul avem nevoie de o șurubelniță în cruce și va trebui să desfacem aceste două șuruburi de aici. Așadar, desfacem această carcasă de aici. Se vede, da? Se vede, da? Perfect! Motor acțiune trece la treabă! Am activat la valiera? Ia să facem un test! 10-2, 10-2. Și după cum spuneam, avem aici centrala de alarmă, AX Pro. Desfac aceste două șurubele pentru a putea ajunge în spatele acestui capac, unde va trebui să conectăm alimentarea sistemului, cumva, așa, aculisat. Așadar, am desfăcut capacul. Se vede aici locașul hub-ului. Hai să-l explicăm puțin. Avem aici două mufe pentru comunicație, butonul pentru resetare și tamperul. Tamperul se folosește la antiefracție. Așadar, când cineva încearcă să-ți dezlipească, adică să-ți mute cu totul acest hub de pe perete, el va declanșa alarma odată prin hub și odată prin sirenă dacă o vei avea conectată. Mai departe, aici în partea de sus găsim două SIM-uri pentru telefonie mobilă, cartele GSM, 3G sau 4G. Iar aici în partea de sus, dacă mergem cu butonul în stânga, vom trece pe on hub-ul. Bun. Hai să-l alimentăm. Pentru a adăuga foarte simplu sistemul de alarmă de la AX Pro, hub-ul, centrala, accesăm aici în dreapta sus plus, scan QR code și scanăm codul QR de pe spatele hub-ului, adică acesta. Se vede, da? Iau smartphone-ul. Please allow the mobile client to access the camera for scanning QR code. Ok, dau allow, ok, ok și scanez acest cod QR. Și acum aștept. Dau next. Și mă întreabă cum vreau să-l configurez. Wire connection, adică prin acest patch cord pe care eu l-am scos până la urmă. L-am pus aici în birou, la păstrare. Dar voi alege conexiune wireless, adică prima metodă de sus. Dau aici tap wireless connection. Alt cadru, alt om, altă freză, alt tricou. Dar nu asta e foarte important. Ceea ce vreau eu să vă spun este că pe parcursul acestui video am configurat sistemul AX Pro de la Hikvision pe modul Wi-Fi, adică la router. Dar pentru backup este bine să-i conectați și cablul de net în mufa RJ45 aici în spate sau puteți folosi cele două cartele, adică SIM, 3G sau 4G, tot așa pentru backup. Hai să desfacem capacul și să-i conectăm cablul de net. Bun, punem asta puțin deoparte. Am desfăcut deja cele două șuruburi. Observăm aici mufa RJ45. Introducem foarte simplu așa. După care punem capacul pe poziție în așa fel încât să nu tăiem cele două cabluri. Avem și un locaș aici. Întoarcem sistemul. Și îmi spune așa. Power on and wait until the device starts up. Make sure it is the first time to set the device network. Ok, the device is started. Dau next. Și mi-apare un mesaj care zice cam așa. Allow Hik Connect to access the device location. Trebuie să dau neapărat allow. Ok. Și îmi cere parola de configurare de pe router. Bun, și acum voi introduce parola. Connect to a network. Ok. Dau close și îmi spune că am adăugat cu succes X-Hub Pro de la Hikvision. Dau next. Mai departe îmi cere să-i fac un update de firmware. Dau aici upgrade now. Ok. Și aștept. Dau upgrade. Upgrade now. Și nu ne rămâne decât să așteptăm. Selectăm back. Și după cum se vede în aplicație, îmi apare AX Pro, device-ul de la Hikvision, sistemul de alarmă wireless. Dăm click pe el și îl armăm. Error. Ethernet disconnected, 3G disconnected. Continue to arm, ok. În acest moment este configurat pe modul Wi-Fi și mi-apare notificare pentru că pe cele două locașe din centrală nu avem instalat niciun SIM GSM, 3G sau 4G. Dau ok și se armează. Bun, este armat. Ok, ia să vedem ce se întâmplă dacă îi desfacem
capacul de pe spate. Va activa tamperul. Iau șurubelnița. Desfac capacul și va trebui să sune. Da. Primim alarmă, avem și notificare în bara de stare. Punem la loc capacul. Ok. Și acum să vă arăt ce trebuie să faceți pentru a scăpa de acele notificări ce vă anunță că nu aveți nicio cartelă SIM instalată în centrală. Facem în felul următor. Mergem aici la settings în dreapta sus. Bun. Și pe urmă accesăm a doua secțiune, System. Mergem la System Options și alegem rubrica din mijloc, System Fault Check. Și scăpăm de notificarea cu Cellular Fault Check. O dezactivăm. Facem un test, mergem back. Ok, armăm. S-a armat. Dezarmăm. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Device. Status la a treia secțiune. Main power supply este conectat. Ethernet disconnected. Adică acest cablu de net, pentru că noi l-am configurat pe modul wireless. Hai să înrolăm tagurile. Dau card tag. Și dau pe plus. Și pun primul tag aici pe centrală, pe cititorul de card. Bun. Primul tag s-a înrolat. Ok. Armăm. Dăm back. Am armat un tag, îl înrolăm și pe cel de-al doilea, cu plus. Așteptăm. Ok, da. Dezarmăm. Bun, l-am dezarmat. Bun, și am armat sistemul pe modul away. Mergem mai departe la alte setări. Configuration. Și mergem pe time zone pentru a seta fusul orar. Foarte important. Uite că l-am găsit. UTC plus 02 Atena București. Bun, dăm back. System options. Și avem aici o grămadă de chestii care ne pot da notificări. System status report, voice prompt, false prompts or arming, dacă vrem să nu ne mai bată la cap, poate vă săturați cine știe. Audio tamper alarm, dacă îl dezactivăm, capacul nu va mai face niciun sunet. Ia să și testăm acest lucru. Da, bun. Primesc doar notificare, pun la loc capacul. Și îl activez. Fac acum. Hai, frățică! Și avem următoarea alarm duration. Cât să dureze alarma? De la 10 secunde până la 4 minute sau poate fi customizabilă. Până la 15 minute. Vă imaginați când cineva vă scoate acest hapte pe perete și sună alarma timp de 15 minute? Dacă aveți instalată o asemenea sirenă, care zic eu este destul de puternică, numai că încă nu am instalat-o, dar ajungem și acolo.